Scump popor al Domnului, vă invit să vă reocupați locurile. Sora Leandra, Ashley, Delisa, Elizabeth, Karen, Lydia, Rahela, Semida, frate Gianni, Emanuel, Beniamin, Marius, Vinicius, Eric, David, Cristi și Valentin. Aceasta este seara legământului vostru cu Iisus Hristos. Nu sunteți prea bătrâni să fiți aici, nu sunteți nici prea tineri, sunteți în cel mai potrivit moment. Noi toți știm că voi ați încercat și în altă parte. Noi știm. Știm că ați încercat și în alte feluri, și în alte locuri. Știm că ați fost și cu altcineva, sperând că colegii voștri de la școală, care vă spun toată ziua prostii, au dreptate. Știu că ați văzut multe lucruri. Dar pentru că sunteți aici, asta înseamnă că acolo unde ați fost, nu v-a iubit nimeni. Și nu v-a oferit nimeni ceea ce ați căutat. Sunteți aici nu pentru că sunteți cei mai cuminți copii din Chicago. Probabil că voi ați făcut unele prostii, mai mari sau mai mici. Dar voi sunteți aici pentru că v-a cucerit dragostea lui Dumnezeu. V-ați întâlnit cu maestatea lui Dumnezeu, Iisus Hristos. El s-a atins de voi și v-a vindecat, v-a iertat păcatele. Și v-a oferit ceea ce toți băieții din lumea asta și toate fetele din lumea asta n-au putut să vă ofere. Sunteți în seara legământului vostru cu Iisus Hristos. În seara aceasta veți semna un contract prin mărturia credinței voastre făcută cu gura la întrebarea pastorilor în apa botezului. Veți face un legământ solemn pentru restul vieții. Este un legământ de căsătorie cu Dumnezeu și cu Fiul Său Iisus Hristos prin Duhul Sfânt. Este un angajament conștient al inimii voastre cu Regele vostru Iisus Hristos. De aceea predica mea din această seară se numește Vremea Legământului. Pentru că toți sunteți tineri, am vrut să vorbesc despre tinerețe și despre vremea legământului. Sunt foarte emoționat să predic la botezul vostru, pentru că un pic am fost alături de voi de 3 ani încoace, mai ales de unii dintre voi. Aici este și copilul nostru mai mic, Emanuel, alături de voi. Și în seara aceasta aș vrea să am un cuvânt pentru voi. Știu că voi o să-l țineți minte, după cum eu și astăzi țin minte ce a predicat pastorul Lazar Gog la botezul meu. Există în viață o vreme pentru orice lucru. Există o vreme să te naști și să mori. Există o vreme să mergi la școală și să te angajezi la lucru. Există o vreme să te căsătorești, să faci și să crești copii. Există o vreme să mănânci, să bei și să dormi, dar există și o vreme când trebuie să te împaci cu Dumnezeu și când trebuie să închei un legământ în apă cu Iisus Hristos. Sunt și lucruri care pot fi făcute ne la timp, dar n-aduc satisfacție și nu sunt eficiente. Solomon, care a scris cartea aceasta, care conține 12 capitole, pune în 11 dintre ele experiența lui de a căuta fericirea în lucrurile de pe pământ. Și cu această experiență a lui de a căuta fericirea în lucrurile de pe pământ, se identifică orice om și în mod special voi. Ca unul care a fost și om simplu, dar și împărat înconjurat de slavă și de autoritate, Solomon, în 11 capitole, este omul fără Dumnezeu
Și în cel de-al 12-lea este omul cu Dumnezeu. Și uitați ce scrie el în 12 capitole. Atunci când îl găsește pe Dumnezeu și încheie cartea cu al 12-lea capitol, el spune câteva lucruri puternice pentru voi. Și pentru că sunteți tineri, Solomon are pentru voi niște sfaturi, pentru că el a fost tânăr ca voi. El a fost simplu ca voi, dar a ajuns împărat. A trecut prin toate experiențele vieții. Primul lucru pe care îl spune Solomon este următorul. Adu-ți aminte în tinerețea ta de Dumnezeu. Adu-ți aminte de existența lui Dumnezeu. Primele 11 capitole vorbesc despre un om fără Dumnezeu. Despre un om care caută satisfacție în relația cu partenerii de sex opus, în relația cu banii, cu plăcerile, cu tot felul de substanțe care încântă, cu tot felul de experiențe de pe pământ. Un om care a alergat după plăcere în fiecare zi. A încercat să-și găsească plăcerea în putere, în bani, în relație, în păcat. Și a obosit căutând-o, spunând mereu, o deșertăciune, inutil, degeaba, în zadar, mi-am cheltuit vremea, n-am găsit nimic. Un om simplu și un împărat spune aceste lucruri. Cu această experiență păcătoasă și inutilă, de neîmplinire, Solomon schimbă direcția căutării. Și în capitolul 12 el începe să caute fericirea, dar în Dumnezeu. Trăiește pe pământ, el a trăit pe pământul lui Dumnezeu ca și tine. A respirat aerul lui Dumnezeu. A folosit oportunitățile lui Dumnezeu. A primit harul de la Dumnezeu. Și la un moment dat și-a dat seama că omul acesta nu mai poate neglija pe Dumnezeu. Și la un moment dat el acceptă că Dumnezeu există și îl ia pe Dumnezeu de pe domeniul public și îl aduce pe Dumnezeu în domeniul privat. Voi trebuie să recunoașteți în această seară, Dumnezeu a existat întotdeauna pentru voi, dar a existat pe domeniul public, nu în domeniul privat. În domeniul privat au existat plăcerile voastre, prietenii voștri, păcatele voastre ascunse de părinți. Dar a venit o vreme când voi ați recunoscut că vreți să-L luați pe Dumnezeu de pe domeniul public și să-L aduceți pe domeniul privat, în inima voastră, nu doar în inima părinților voștri. Ați făcut din Dumnezeul public un Dumnezeu personal. Și voi în seara aceasta veți recunoaște existența lui Dumnezeu prin mărturia pe care o veți depune de ce s-a întâmplat în inima voastră. Adu-ți aminte că Dumnezeu există. Necredința ta nu poate desființa existența lui Dumnezeu. Tu ești aici pentru că Dumnezeu există. Tu ești aici pentru că Dumnezeu există. Tu ești aici pentru că Dumnezeu există. Tu nu ești aici pentru mine. Tu nu ești aici pentru ei. Tu nu ești aici pentru ei, pentru părinții tăi. Tu ești aici pentru că Dumnezeu există. Dumnezeu a schimbat viața ta. Dumnezeu te-a adus aici. Dumnezeu ți-a iertat păcatele. Dumnezeu ți-a promis o fericire binecuvântată, un viitor fericit. Tu l-ai luat pe Dumnezeu de pe domeniul public și l-ai adus pe Dumnezeu pe domeniul privat. Aceasta este o acțiune a credinței tale. Este o acțiune personală. Este o acțiune conștientă. Este o acțiune voluntară. De mult părinții voștri v-au certat. Pastorii bisericii v-au îndemnat pe holurile bisericii sau la consiliere să depuneți mărturia voastră în apa botezului și la botezurile trecute. Și n-ați fost pregătiți. Pentru că Iisus era pe domeniul public. Și treceați pe lângă El și respirați aerul Lui. Și nu L-ați băgat în seamă. Și vă rugați seara să vă ierte și vă ierta. Și dimineața mergeați din nou acolo în păcat. Și îi promiteați că nu mai faceți și a doua zi făceați din nou. Dar a venit o vreme când L-ați luat pe Iisus de pe domeniul public și L-ați adus pe domeniul privat al vieții voastre. Pentru că Dumnezeu există. Dumnezeu există nu doar în univers. Dumnezeu există în inimile voastre. Dumnezeu există în inimile voastre. În seara aceasta mă îndrept către voi, dragi tineri care sunteți în sală, care ați fi putut fi aici și din anumite motive nu sunteți. De ce îl țineți pe Iisus pe domeniul public? De ce nu-L puneți pe Iisus în domeniul privat al inimii voastre? Credeți că o să vă complice viața?
Credeți că o să vă ia bucuria, o să vă cheltuie banii? Credeți că o să vă ia dreptul să vă bucurați și să fiți fericiți? De ce îl lăsați acolo când locul lui este în sufletul vostru? El a venit în lumea aceasta ca să locuiască în inimile oamenilor, să le schimbe viața. Și aceste 17 persoane tinere sunt o mărturie a harului pe care Dumnezeu vrea să-l aducă și în viața ta. Adu-ți aminte că Dumnezeu există și necredința ta nu poate să desfințeze existența lui Dumnezeu. El există pentru tine pe domeniul public, dar cel ce pierde nu este Domnul. El este acum din nou în slavă la dreapta lui Dumnezeu. Și tu ești un tânăr singur, frământat de problemele și de păcatele tale. Tu ești frământat de viciile pe care le ai și de care nu poți să scapi. Dacă i-ai fi deschis inima Domnului, El ar fi zdrobit cu biciul sângelui Său și te-ar fi iertat de toate păcatele tale, pentru că numele Lui este Domnul. Dar tu n-ai pierdut ultimul tren. Domnul te cheamă din nou în această seară. Faptul că ești în viață mai este o șansă pentru tine. Vă spuneam de mult despre Jonathan Edwards, unul dintre marii predicatori. Atunci când a murit și când funeralele lui au fost făcute la Londra într-o ceremonie aproape unică, catedrala unde s-a ținut funeralul a fost înconjurată de mii și mii și mii de oameni care au respectat bărbatul acesta. Și printre mulțime a venit un om nebărbierit, prost îmbrăcat, mirosind greu, și a spus: domnilor, doamnelor, lăsați-mă să trec, sunt cel mai îndreptățit să ajung la coșciug. Și oamenii l-au lăsat să treacă. Și omul acesta plângea. A ajuns lângă trupul neînsuflețit al fostului predicator și a spus: vă rog să mă ascultați. Eu sunt cel mai îndreptățit în această zi a morții acestui bărbat să fiu aici lângă el. Pentru că 12 ani am fost colegul lui de bancă. Încă de la școală, de când eram mici, el a ales să citească Biblia și eu să fumez. El a ales să se roage și eu să consum alcool. El a ales să meargă la școala duminicală și eu să fac parte dintr-o gașcă, dintr-un gang de băieți de seama mea, ba chiar mai mari, pentru că mi se părea că acolo e locul meu, să-mi fac un nume sub soare. Tot ceea ce vedeți în această zi este rezultatul unei alegeri. Acest bărbat este aici, înconjurat de stima voastră, pentru că l-a ales și l-a slujit pe Domnul. Iar eu sunt înconjurat de rușine și de anonimat. Sunt un nimeni păcătos și aștept osânda, pentru că l-am ales pe diavolul. N-a avut nicio șansă în plus față de mine. Am stat 12 ani cu el în bancă. Am putut să merg la școala duminicală. Am avut oportunitatea să fac această alegere și n-am făcut-o. Vă spun în această zi că este alegerea mea să fiu departe de Dumnezeu, timp în care a fost alegerea lui să fie aproape de Dumnezeu. Adu-ți aminte de existența lui Dumnezeu. Adu-ți aminte de existența lui Dumnezeu. Adu-ți aminte de existența lui Dumnezeu. Asta spune cuvântul. Adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale. În al doilea rând, Solomon spune următorul lucru: adu-ți aminte de Dumnezeu când ești tânăr. Adu-ți aminte de Dumnezeu când ești tânăr. De ce când ești tânăr? De obicei, valorile pe care le accentuează tinerii nu sunt valorile spirituale. Ei accentuează valorile umaniste, ateiste, valorile păcătoase, valorile care dau plăcere, satisfacție păcătoasă. În general, tinerii nu sunt orientați înspre Dumnezeu. Iluzia tinereții este că viața nu se sfârșește niciodată. Vreți să mă credeți că nici nu știu când a trecut timpul între voi și vârsta mea? Vreți să mă credeți că nici nu știu ce am făcut de când aveam vârsta voastră până astăzi? A trecut timpul așa? Iluzia pe care vă dă tinerețea
este faptul că voi nu veți îmbătrâni niciodată, că veți rămâne mereu tineri, că aveți tot timpul la dispoziție. Nu mă grăbesc, am tot timpul la dispoziție, ascultă-mă, n-ai tot timpul la dispoziție. Cel care a fost tânăr, dar a îmbătrânit, spune, adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale. Există în viața noastră multe legi, dragi candidați. Și eu v-am mai spus vouă și în altă împrejurare că există și legea memoriei printre legile acestea. Legea memoriei spune că memoria unui om este ca și un jurnal care are paginile albe, curate, nescrise. Și de când se naște omul până îmbătrânește, el scrie tot ce învață pe paginile jurnalului memoriei lui. Și lucrurile pe care le scrie în tinerețe sunt pe primele pagini ale jurnalului. Și viața trece și el începe să scrie spre bătrânețe pe ultimile pagini ale jurnalului. Așa se face că potrivit legii memoriei, ce învață omul și ce scrie pe primele pagini ale jurnalului, nu uită niciodată. De aceea Biblia spune, învață-l pe copil când este mic. Dar ceea ce omul învață când este adult și când îmbătrânește, pe ultimile pagini ale memoriei fiind scris, uită. Așa se face că ați observat că bătrânii uită unde și-au pus ochelarii cu 5 minute înainte. Dar în același timp pot să vă spun lucruri care s-au întâmplat când aveau ei 5 ani. Iată dar, lucrurile scrise pe ultimile pagini ale jurnalului nu le mai ține minte nimeni. Dar ce se scrie pe primele pagini ale jurnalului rămân valori care vor marca restul vieții voastre. Uitați ce spune Solomon. Dacă îl veți sluji pe Dumnezeu când sunteți tineri, memoria voastră, primele pagini ale jurnalului memoriei voastre vor fi săpate cu literele legii lui Dumnezeu și restul vieții voastre, chiar dacă veți avea alunecări, voi o să rămâneți ai Domnului, pentru că ceea ce marchează existența unui om este informația care a fost scrisă pe primele pagini ale memoriei. Solomon știa asta ca unul care a fost tânăr și care a fost învățat în legea Domnului. Adu-ți aminte de Domnul când ești tânăr. Cum să-L mai poți sluji pe Dumnezeu când ai 70 de ani? Când nu mai vezi? Când nu mai auzi? Când trebuie să te aducă cineva la adunare? Când nu mai poți să faci nimic pentru El? Când nu mai ai bani? Nu mai ai timp? Nu mai ai inimă pentru nimic? Priviți ce spune Eclesiastul. Adu-ți aminte până nu se întunecă soarele. Adu-ți aminte până nu începe să tremure mâinile. Până nu începe să tremure picioarele. Adu-ți aminte până nu ai nevoie de ochelari, fiind bătrân. Adu-ți aminte până când nu începe să tremure gura și nu mai poți vorbi. Adu-ți aminte înainte să îți fie frică de înălțime, să nu mai ai siguranță pe tine. Adu-ți aminte înainte să îmbătrânești și să nu-ți mai găsești plăcerea în nimic. Adu-ți aminte, adu-ți aminte, adu-ți aminte de Dumnezeu la tinerețe. Acum când ai pasiune, acum când ai râvnă, acum când ai energie, acum cât poți merge pe jos 2 mile în 5 minute, în 10 minute. Acum când poți să stai o noapte sau două fără să dormi. Acum când ești puternic. Cineva spunea că dacă nu ești frumos la 20 de ani, puternic la 30 și înțelept la 40, nu vei fi niciodată frumos, puternic sau înțelept. Asta este vârsta frumuseții. Asta este vârsta puterii. Asta este vârsta înțelepciunii. Asta este vremea în care Dumnezeu are nevoie de voi. Societatea aceasta vrea să ne fure tinerețea. Diavolul vrea să-l slujim pe el la tinerețe. Iar atunci când ajungem niște bătrâni care nu ne mai putem mișca decât folosindu-ne de cărucioare, atunci vrem să venim la Dumnezeu. Ce să mai facă Dumnezeu cu noi atunci? Unde ai fost când ai fost tânăr? Unde ai fost la 16 ani? Unde ai fost la 17? Unde ai fost la 19? La 24? La 18? Unde ai fost? Ce onoare că v-ați adus aminte de Dumnezeu la vârsta aceasta. Ce har! Legământul vostru, vremea legământului este când îți duci aminte de Făcător. Și vremea legământului este când ești tânăr.
În al treilea rând, adu-ți aminte de Dumnezeu până nu vin zilele grele. Nu aștepta să nu mai ai serviciu, să nu mai ai salariu, să nu mai ai bani, să nu mai ai mașină. Nu aștepta să ți se împietrească inima. Nu aștepta să te duci în păcat prea mult și să nu mai poți veni înapoi. Nu aștepta să te încurci prea mult cu anturaj păcătos și să nu mai poți să scapi de acolo. Nu te implica prea mult într-o relație care te îndepărtează de Dumnezeu. Nu te duce prea departe de Domnul ca să nu te mai poți întoarce. Nu sta prea departe de Dumnezeu până când nici harul lui Dumnezeu nu te mai cercetează. Până când inima nu-ți devine prea împietrită și nu-ți mai găsești nicio plăcere în Biblie, în rugăciune, în părtășia frățească, în cântarea de laudă, în nimic. Nu aștepta vremurile acestea. Profită de faptul că verși o lacrimă. Profită de faptul că mai simți în inimă pe Domnul. Profită de faptul că îți mai găsești plăcerea în adunare. Profită de faptul că mai simți să-ți ridici mâinile. Profită de faptul că mai simți plăcere să cânți. Profită de faptul că îți mai place predicarea Evangheliei. Profită de faptul că mai simți chemarea pocăinței. Închei spunându-vă, adu-ți aminte de Domnul înainte să vină judecata. Adu-ți aminte de existența lui Dumnezeu. Adu-ți aminte când ești tânăr de existența lui Dumnezeu. Adu-ți aminte înainte să vină vremurile grele, rele, când nu te mai cercetează Domnul. Când nu mai poți merge la adunare. Când ești prea bătrân. Când te muți într-o localitate unde nu mai există biserică. Când nu mai ești atras de pocăință. Și în ultimul rând, adu-ți aminte de Domnul înainte să vină judecata. Lucrul acesta îl spune Solomon. Judecata este o realitate obiectivă a lui Dumnezeu asupra vieții fiecăruia dintre noi. Dacă judecata lui Dumnezeu ar fi venit la voi astăzi și voi ați fi respins invitația Mântuitorului să fiți aici, vă întreb, ce s-ar fi întâmplat cu voi? Câtă liniște vă dă decizia să fiți îmbrăcați în alb aici? Poate să vină Iisus, că voi sunteți unde trebuie, cum trebuie, cu cine trebuie. Poate să vină Iisus. Neprihănirea este scutul vostru. Decizia voastră îi produce zâmbet lui Dumnezeu și satisfacție. Există bucurie în ceruri chiar acum. Îngerii lui Dumnezeu sunt în sala tronului. Și în fâlfâitul sfânt al aripilor lor, într-un număr infinit de ființe cerești, îi spun mielului, slavă, slavă, slavă. Pentru că la Betania sunt 17 tineri care au fost mulși din păcat de mâna străpunsă de cuie care poartă cicatricea suferinței pentru voi. Ați fost în păcat, dragi tineri, ați avut experiențe vinovate. Ați făcut lucruri urâte. Probabil că dacă oamenii aceștia ar ști ce ați făcut voi, v-ar disprețui. Dar voi toți știți că Iisus cunoaște tot păcatul vostru și vă iubește. Și voi sunteți aici pentru că sunteți siguri de dragostea lui Iisus Hristos. El a murit pentru voi, a stat într-o zi agățat pe cruce. S-a zvârcolit acolo ca un vierme între cer și pământ. Și s-a rugat lui Dumnezeu spunând, Tată, iartă-i că-și nu știu ce fac. A murit pentru ca tu să fii iertat. Tu ești aici pentru că te-ai ferit de judecata lui Dumnezeu. Și astăzi ai liniște, în sufletul tău există pace, există bucurie. Pentru că decizia care ai luat-o îți dă confort sufletesc că ești în mâna lui Dumnezeu. Dragul meu tânăr, care ar fi trebuit să faci botezul și nu l-ai făcut. Eu nu vreau să-ți fac niciun reproș că n-am niciun drept. Eu trebuie să te încurajez, dar vreau să te întreb ceva. Cum te simți tu astăzi? Când ar fi trebuit să fii aici și nu ești. Ce poți să explici lui Dumnezeu? Dumnezeu n-are nevoie de explicația ta, are nevoie de tine, de pocăința ta. Lucrurile pe care speri să le abandonezi peste un an, le-ai fi putut abandona în seara aceasta.
Lucrurile de care sper să te pocăiești peste un an, ar fi trebuit să te pocăiești în seara aceasta. Lucrurile păcătoase de care ai vrea să te lași peste un an la botezul următor, ar fi trebuit să te lași în seara aceasta. Tu în această seară te simți vinovat, eu știu, tu stai cu capul plecat pe bancă. Și faptul că ai respins să fii aici prin credință îți dă un sentiment de vinovăție alături de cealaltă vinovăție care nu te-a lăsat să fii aici. Nu-ți pierde însă speranța nici tu. Nu-ți pierde nici tu speranța. Hristos a murit și pentru tine. Dar faptul că amâni să te împaci cu Dumnezeu, îți asumi riscul să nu mai ai timp. Îți asumi riscul să nu mai ai timp. Dacă Dumnezeu îți va mai da timp, este ok. Dar dacă Dumnezeu nu îți va mai da timp, tu ți asumi un risc uriaș. Tu trebuie să fii ucenicul lui Iisus. Și ucenicii lui Iisus se botează pentru că învățătorul lor s-a botezat. Ioan Botezătorul a încercat să-l oprească și el a spus: Ioane, lasă-mă să fac ce trebuie făcut. Cristi, Vali, David, Eric, Vini, Marius, Beni, Emanuel, Gianni, fetelor, trebuie să vă botezați. Trebuie, 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 trebuie. De aceea sunteți aici. Pentru că trebuie. Mântuitorul vostru Iisus Hristos a botezat. Ioan a vrut să-l oprească și el a spus: Ioane, nu mă opri, trebuie. Sunteți aici pentru că trebuie. Trebuie. Sunteți niște tineri demni pentru că faceți ceea ce trebuie. Sunteți niște fete demne pentru că faceți ceea ce trebuie. Vă botezați pentru că s-a botezat Iisus. Și dacă a făcut El asta, faceți și voi același lucru. Lumea nu face, dar nu ne interesează. Noi facem ce a făcut Iisus. Pentru că noi suntem ucenicii Lui. În lumea aceasta sunt mulți ucenici. Vă dau câteva exemple. Grecii au avut ucenici. Adepții filozofiei. Ei s-au subordonat unei idei. Observați în Noul Testament câtă influență are filozofia greacă. Ucenicii lui Moise au fost adepții regulilor. Ei s-au subordonat unor principii ale Vechiului Testament. Ucenicii fariseilor au fost adepții aparențelor. Ei s-au subordonat unei religii, unor tradiții. Ucenicii lui Ioan Botezătorul au fost adepții protestantismului. Ei au protestat. Ei s-au subordonat nonconformismului. Nu s-au conformat. Ucenicii lui Iisus sunt adepții adevărului. Ei se subordonează unei persoane. Nu unei idei. Nu unor principii, nu unei religii, nu nonconformismului, ci ei se subordonează unei persoane, Mântuitorul Iisus Hristos. Dragi tineri, care sunteți în sală și care vreți să vă botezați data viitoare, ascultați-mă. Poate sunteți printre voi care nici măcar data viitoare nu vreți să vă botezați. Acceptați o scurtă provocare cu mine în seara asta. Voi sperați să vă schimbați viața și să n-aveți nevoie de Iisus Hristos. Și spuneți voi: eu voi fi mai bun în prezent și voi fi mai bun în viitor. Tu nu vei putea să fii mai bun, dar trecem peste neputința aceasta și acceptăm că poți. Vei fi mai bun în prezent și vei fi mai bun în viitor. Și Dumnezeu nu te va judeca nici pentru prezent, nici pentru viitor, că vei fi bun. Știi bine că nu vei reuși, dar hai să acceptăm că reușești. Dar ce faci cu trecutul? Uită-te puțin la mine. Ce faci cu trecutul? Tu știi că ai mințit în trecut, mult sau puțin? Tu știi că ai furat în trecut, mult sau puțin? Și pot să înșir foarte multe manifestări păcătoase, obișnuite în generația noastră, și în parte tu le-ai făcut, mai mult sau mai puțin. Cu acestea ce faci? Un singur ou stricat, dacă pui în 100 de ouă bune și vrei să faci o prăjitură de mărime comercială la restaurant, nimeni nu mai vrea să mănânce prăjitura aceea cu un ou stricat. Să ai o viață ireproșabilă, demnă, morală, cu un singur păcat.
Un Dumnezeu sfânt nu-și pângărește cerul pentru un păcat de care nu vrei să te pocăiești. Și asta este cel mai mare păcat, pentru că nu vrei să te pocăiești. Cel mai mare păcat nu-i păcatul care l-ai făcut, ci cel mai mare păcat este mândria de a nu vrea să te smerești și să recunoști că sunt vinovat. I-ai auzit ce au spus? 16 ani, îmi pare rău că am păcătuit. Și tu poate ai 30, poate dumneavoastră aveți 40-50 și spuneți că n-ați păcătuit. Și stați în bancă îmbrăcați în haine negre sau gri și nu vreți să vă botezați. Și așteptați când se va întoarce Dumnezeu să ajungeți în cer. Eu sunt aici nu ca să vă dau peste obraz, ci doar ca să vă avertizez de decizia greșită pe care ați luat-o să nu fiți aici îmbrăcați în haine albe. Nu trebuie să veniți la Betania, duceți-vă unde vreți, dar botezați-vă pentru că trebuie. Iisus a botezat. Iisus a învățat că botezul trebuie făcut. Ucenicii s-au botezat și au învățat că trebuie făcut. Părinții bisericești până astăzi s-au botezat și au învățat că trebuie făcut. Și nu la o vârstă în care ești inconștient, ci acum când poți să te ridici și să spui: mă botez în seara aceasta pentru că m-am întâlnit cu Iisus, pentru că mi-a iertat păcatele și pentru că vreau să-L urmez. Închei spunându-vă despre un exemplu. Dragi tineri, vreau să vă încurajez în seara asta, pentru că s-ar putea voi să nu aveți performanță la școală și să fiți ultimii, sau să nu aveți performanță între prietenii voștri și să nu prea vă vage nimeni în seamă că sunteți niște anonimi, niște simpli. Poate n-aveți părinți cu mari oportunități și lumea aceasta este nedreaptă când califică prietenia. Poate nu sunteți cele mai frumoase fete și poate nu vă învârtiți în cele mai elevate cercuri de fete și poate aveți un anumit complex de inferioritate pentru că sunteți într-un anumit fel și vă uitați în oglindă și nu sunteți așa cum ați vrea voi, cum vă învață Hollywoodul. Dar eu în seara asta vreau să vă spun că în 1840 a existat un anume Thomas și când am mers la școală, școala l-a fi calificat ca fiind redus mental. Și atunci l-a pus într-o clasă unde avea nevoie de ajutor, o clasă specială. Știți voi cum sunt clasele speciale. Și nici în clasele speciale niciun profesor n-a avut să-l primească. Pe deasupra, la vârsta de 12 ani, a avut un accident puternic. Nu vedea bine. Nu mai putea să meargă bine. Nimeni nu-l băga în seamă, toată lumea râdea de el. A fost respins de școală. A avut handicap fizic. Părea că este o ruină, un handicapat, un anonim pe care nimeni niciodată nu-l va iubi. Însă știți că numele lui a intrat în istorie și că el a revoluționat America? Știți că el a descoperit electricitatea și becul? Ați auzit și voi de el și ați învățat la școală. Thomas Edison. Un băiat simplu, căruia școala i-a spus: tu nu poți fi printre noi pentru că ești redus mental. Un accident de circulație era să pună capăt vieții lui. Ascultă-mă, dragul meu tânăr. Poate societatea aceasta nu te vrea și te respinge. Poate se spune: tu ești un gunoi. Tu nu ai bani, tu nu ai mașină bună, tu nu reușești să dai 50.000 sau 60.000 pe o mașină. Tu nici măcar nu reușești să scârții roțile în parcare cu junghiul de mașină pe care l-ai. Fetele nu se uită după tine că nu reușești să le atragi niciun fel. Și tu nu ești cea mai frumoasă fată din adunare. Și poate te simți într-un fel respins sau respinsă. Poate părinții tăi n-au oportunități să te împingă în față cu vestimentație frumoasă sau cu alte și alte lucruri. Însă în seara aceasta eu ți-am prezentat exemplul unui anonim care a revoluționat lumea pentru că Dumnezeu l-a binecuvântat. Adu-ți aminte de Dumnezeu: Cristi, Vali, Eric, David, Marius, Vini, Beni, Emanuel, Gianni. Adu-ți aminte de Dumnezeu când ești tânără: Semida, Rahela, Lydia, Karen, Elizabeth, Delisa, Leandra, Ashley. Aduceți-vă aminte de Dumnezeu acum când sunteți tinere. Acum când aveți, când viața voastră este un parfum. Sunteți ca o floare care acum se deschide
și primul parfum iese din interiorul ei pentru onoarea lui Iisus Hristos. Aduceți-vă aminte de Dumnezeu acum când puteți cânta, când puteți merge mult, când puteți face eforturi, când puteți avea energie, când aveți resurse, când aveți oportunități. Aduceți-vă aminte de Dumnezeu înainte să vină judecata, înainte să vină zilele grele. Astăzi este vremea să vă aduceți aminte de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu vă dă valoare. Dumnezeu vă iubește, Dumnezeu va ierta de păcatele voastre. Sunteți ca o bucată de hârtie albă, cum sunt hainele voastre, așa este inima voastră în această seară. Pentru că Hristos a murit pentru voi. Iisus a murit pentru voi. Toate experiențele voastre păcătoase sunt aruncate în marea uitării și sângele Domnului v-a eliberat. Știți, experiența lui Andrei a fost la un pas de moarte. Dar Dumnezeu a vindecat-o și astăzi este sănătoasă. Are perspectiva slujirii, are perspectiva căsătoriei, are perspectiva nașterii de copii, are perspectiva unei vieți fericite, pentru că Dumnezeu a binecuvântat-o. Și fetele acestea pe care le-ați văzut probabil în ipostaze păcătoase, sau poate vinovate, în această seară sunt aici îmbrăcate în haine albe. Și băieții aceștia pe care probabil i-ați văzut cu un an în urmă în locuri păcătoase și făcând lucruri murdare. Dar în seara aceasta sunt aici pentru că Iisus a spălat păcatele lor cu sângele Lui. O, voi care sunteți în sală, tineri sau bătrâni, pe care Duhul Sfânt v-a chemat să vă botezați și ați respins, ați amânat. În seara aceasta vreau să vă rog, pleacă-ți pentru o clipă capul și spune: Doamne, dacă îmi vei mai da ziua de mâine, îți promit să mă botez. Dar de pocăit mă pocăiesc acum. De pocăit mă pocăiesc acum. De botezat mă botez cu prima ocazie când pot. Dar de pocăit mă pocăiesc acum. Îmi cer iertare acum pentru păcatul meu, pentru amânarea mea, pentru lipsa mea de interes. Îmi cer iertare pentru că nu m-am putut smulge din mâna fetelor, a băieților sau a altor obiceiuri păcătoase în care mă aflu chiar acum. Îmi cer iertare, Doamne, pentru că mi-am permis să amân, să neglijez, să spun nu, din motive copilărești. Mă uit la Tine cum stai pe cruce, scăldat în sângele care ar fi putut să mă ierte și pe mine, și am amânat. Doamne, cum mi-am permis, am amânat, dar mă pocăiesc, iartă-mă. Aș vrea în seara aceasta, înainte să mă opresc, să invit toată adunarea Domnului să-și plece capul. Plecați-vă capetele, toți cei care sunteți aici. Și dacă în sală sau la balcon sunt fete sau băieți, bărbați sau femei, tineri sau bătrâni, care vor să se pocăiască chiar în seara asta și la primul botez să se boteze, eu vă invit în această seară, luați o decizie pentru Iisus Hristos. Voi știți că eu nu am nimic de câștigat și nici nimic de pierdut. Inima mea s-ar putea la noapte să se oprească. Dar viața voastră este importantă pentru voi. Iisus a murit și pentru tine, care ești acum îmbrăcat în costum, nu în haine albe. Și tu acum trebuie să te pocăiești de păcatul tău. Și trebuie să-i promiți Domnului că tu la primul botez vei fi aici îmbrăcat în haine albe, pentru că tu vrei să ajungi în cer. Este interesul tău, este beneficiul tău, este câștigul tău. Dacă în această seară vrei să faci acest lucru, să te pocăiești și să te decizi pentru următorul botez, eu te rog, spune-i Domnului asta. Și dacă vrei să-i spui Domnului asta în inima ta, te rog, fă un gest care să exprime ce simți în inima ta, decizia ta. Ridică o mână și țin-o pentru câteva secunde ridicată. Ține mâna ridicată pentru câteva secunde. Mai sus, pentru onoarea lui Dumnezeu. Mulțumesc, mulțumesc. Mulțumesc! Mulțumesc! Dacă e cineva la balcon, mulțumesc! Dumnezeu să vă binecuvinteze! A fost într-o seară, seara mea. Este seara aceasta, seara lor. Dar nu uita că această seară este seara pocăinței tale și a deciziei. Roagă-te Domnului să primești harul
și vrednicia să ajungi o seară în care vei fi și tu aici, să scapi de îngrijorarea că ai putut să o faci și ai amânat sau ai respins. Mă rog lui Dumnezeu să-ți ofere harul acesta și să te binecuvinteze în numele lui Iisus Hristos. Amin.